Bine v-am regăsit la pregătirea pentru bacalaureat și pentru admitere. Azi voi prezenta 9 itemi de teste grilă care mi-au fost trimiși de cei care se pregătesc pentru admiterea la medicină. Sunt deci probleme și întrebări care, dintr-un motiv sau altul, au dus la dificultăți, la nelămuriri în găsirea răspunsului corect. Să începem cu curentul electric. Se consideră circuitul electric din figură în care toate becurile sunt identice, iar sursa de tensiune electromotoare și firele de legătură sunt ideale. Știind că un bec luminează mai puternic dacă este străbătut de un curent electric mai intens, este adevărat că primul lucru pe care trebuie să-l observăm este că becurile B3 și B4 sunt scurt-circuitate. Avem un conductor legat în paralel cu ele. Se vede în partea de jos a grupului celor două becuri. Și pentru că enunțul spune că firele de legătură sunt ideale, înseamnă că acest conductor n-are rezistență. Și dacă n-are rezistență, atunci tensiunea la bornele lui, U, zice legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, fiind I ori R, este 0. Degeaba avem curent. Dacă nu avem rezistență, tensiunea este 0. Dar pentru că el este legat în paralel cu becurile B3 și B4, înseamnă că nici pe becurile B3 și B4 nu avem tensiune. Deci ele nu luminează. De fapt, e ca și când n-ar fi acolo. Și atunci circuitul echivalent ar fi alcătuit din cele două becuri, B1 și B2, legate în paralel pe sursa de tensiune E, de rezistență internă R mic egal cu 0. Așa scrie pe desen, sursa nu are rezistență internă. Și acum să vedem răspunsul pe care trebuie să-l alegem, sau răspunsurile corecte. 1. Becurile B1 și B2 luminează la fel. Dar nu există niciun motiv ca becurile B1 și B2, pentru că sunt identice, așa spune enunțul, să nu lumineze la fel. Pentru că amândouă sunt legate pe sursa de tensiune electromotoare E și am arătat că grupul becurilor B3 și B4 nu contează. Becurile B3 și B4 nu luminează. Da, așa este, am lămurit de ce. 3. Dacă se arde becul B3, becurile B1 și B2 vor continua să lumineze la fel. Nu știu cum s-ar putea arde becul B3 din moment ce nu avem tensiune pe el, dar asta nu e important. Indiferent ce face becul B3 sau becul B4, nu se întâmplă nimic în circuit, pentru că, repet, ele sunt scurt-circuitate. Nu avem tensiune pe ele, nu avem curent prin becuri. Deci e adevărat că dacă se arde becul B3, becurile B1 și B2 vor continua să lumineze la fel. Și 4. Dacă se arde becul B4, becul B3 va lumina mai puternic. Dacă se arde becul B4, din nou nu se întâmplă nimic, oricum nici el, nici becul B3 nu luminează. Așa că răspunsuri corecte sunt 1, 2 și 3. Fie circuitul din imaginea alăturată, în care este conectat un voltmetru cu rezistența infinită, care indică 10 volți. Știind că R mare 1 egal cu R mare 2 egal cu 10 ohmi, R1 egal cu R2 egal cu 10 ohmi și că la închiderea comutatorului K voltmetrul indică 5 volți, precizați care este valoarea rezistenței interne, R mic, a sursei de tensiune. Cu întrerupătorul K deschis, circuitul nostru este și el deschis. Voltmetrul, având rezistența infinită, nu permite trecerea curentului prin el, deci nu avem curent electric. Și asta înseamnă că voltmetrul arată acum, când întrerupătorul K este deschis, singura tensiune din circuit, tensiunea electromotoare a sursei. Așa că cei 10 volți pe care indică voltmetrul reprezintă tensiunea electromotoare a sursei. Acum, dacă închidem întrerupătorul K, neglijați voltmetrul, avem un circuit cu două rezistențe, R mare 1, R mare 2 și o sursă. Și voltmetrul, acum, când întrerupătorul K este închis, arată tensiunea pe rezistorul R mare 1. Tensiune pe care să notăm cu U1 este conform legii lui Ohm, I înmulțit cu R1. Iar curentul în circuit este dat de legea lui Ohm pentru întregul circuit, adică E supra R1 plus R2 plus R mic. Cele trei rezistențe din circuit. Și atunci avem ecuația U1 egal cu I, adică E supra R1 plus R2 plus R mic înmulțit cu R1, în care avem o singură necunoscută, R mic. Avem așa, U1 pe lângă R1 plus R2, scriu așa pentru că știm valorile pentru R1 și R2, plus U1 înmulțit cu R mic, este egal cu E înmulțit cu R mare 1. Și de aici rezultă că R mic este egal cu E înmulțit cu R1 minus U1 pe lângă R1 plus R2, totul supra U1. Adică R mic va fi 10 volți, este tensiunea electromotoare a sursei, înmulțit cu R mic 1, 10 ohmi, minus U1, 5 volți, înmulțit cu R1 plus R2, 20. Totul supra U1, adică supra 5 volți. N-am mai scris unitățile de măsură. Și se vede că am la numărător 100 minus 100. Ceea ce înseamnă că R mic este 0. Rezistența internă a sursei este 0. Așa că răspunsul corect este răspunsul C. Pentru ramura AB a unei rețele de curent continuu se cunosc E 10V, R mic 1 ohm, R mare 3 ohmi și UAB 12V. Dacă tensiunea UAB este 12V, înseamnă că borna A se găsește la un potențial mai ridicat decât borna B, altfel această tensiune ar fi negativă. Ceea ce înseamnă că am un curent prin această ramură de circuit de la A la B. De la potențial mai ridicat la potențial mai scăzut, sensul convențional al curentului electric. Această ramură de circuit poate să aibă curent prin ea, pentru că face parte dintr-un circuit mai mare. Noi nu vedem restul circuitului, dar din moment ce avem un curent prin ramura noastră, înseamnă că ea face parte dintr-un circuit mai mare. Iar această tensiune UAB este suma tuturor tensiunilor electromotoare plus suma tuturor produșilor I ori R. Adică în cazul nostru avem UAB egal odată cu E, tensiunea electromotoare, sursa este conectată cu plusul la A, minusul la B, deci tensiunea electromotoare e pozitivă în situația noastră, plus I ori R mare și plus I înmulțit cu R mic. Aceasta este ecuația cu care trebuie să lucrăm și trebuie să găsim intensitatea curentului. Se vede că I pe lângă R mare plus R mic este egal cu U AB minus E. Și atunci I va fi egal cu UAB minus E supra R mare plus R mic. Adică 12V minus tensiunea electromotoare a sursei 10V supra R mare plus R mic 3 plus 1, 4 ohm. Și avem 2V pe 4 ohm, 1 pe 2 amperi, 0,5 amperi. Deci răspunsul este că intensitatea curentului are valoarea 0,5 amperi și curentul are sensul de la A la B, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este C. 0,5 amperi de la A la B. Optică. Doi observatori, A și B, se află de o parte și de alta unei oglinzi plane, așezați ca în figura alăturată. Despre imaginile lor în oglindă, A' respectiv B', se poate afirma că A. Nu se pot forma în oglindă. Ba da, chiar dacă nu putem duce o rază perpendiculară pe suprafața oglinzii, imaginea se formează în oglindă. Chiar dacă nu sunt în fața unei oglinzi, ci lateral față de aceasta, alții mă pot vedea în oglindă, nu mă pot vedea eu, da. Alții mă pot vedea, pentru că și razele care ajung oblic la suprafața oglinzii formează imagini. Deci A nu este adevărat. B. Ambele pot fi văzute de A. A nu își poate vedea propria imagine în oglindă, pentru că nu se găsește în fața oglinzii. Deci nu e adevărat. C. Ambele pot fi văzute de B. Același raționament ne spune că nu e adevărat. B nu poate să vadă imaginea lui, B'. D. A vede numai A'. Nu? A nu poate vedea imaginea lui. E. B vede numai A'. Da, e adevărat. B poate să vadă imaginea lui A. Și am făcut aici un desen care arată de ce. Există o rază care vine de la A și se reflectă pe oglindă și ajunge la B. Și în prelungirea acestei raze desenate cu roșu, avem linia albastră care ne arată unde este imaginea lui A. Imaginea lui A, A', știm că este simetrică față de oglindă și poate să fie văzută de B. Deci răspunsul corect este E, B vede numai A'. Celelalte sunt greșite. Alege desenul care nu este corect. Să vedem. Desenul A. Avem o rază care vine paralel cu axa optică principală, se refractă într-o lentilă convergentă și apoi trece prin focar, prin focarul imaginei. Corect. B. Avem o rază care vine oblic, se refractă prin lentila convergentă. Și acum gândiți-vă că în locul liniei punctate din desen am avea o altă rază. Această rază ar trece nedeviată, pentru că trece prin centrul lentilei. Și s-ar întâlni cu raza refractată care a venit oblic față de axa optică principală în planul focal al lentilei noastre. Și într-adevăr, așa se întâmplă. Planul focal este un plan perpendicular pe axa optică principală care conține focarul, în cazul acesta focarul imagine. Deci și desenul B este corect, pentru că, repet, dacă în locul liniei punctate am avea o rază, ele s-ar întâlni, cele două raze, în planul focal, așa cum ne arată desenul. C. O rază vine din focarul obiect al lentilei convergente și apoi, după refracție, se propagă paralel cu axa optică principală. E corect, pentru că dacă ne gândim la principiul reversibilității, atunci știm că invers ar fi de asemenea corect. O rază care ar veni paralel cu axa optică principală, după refracție ar trece prin focar. D. Avem o rază care vine spre focar, spre focarul imaginii al lentilei convergente și după refracție se propagă paralel cu axa optică principală. Dacă ne gândim din nou la principiul reversibilității, observăm că ceva nu e în regulă, pentru că dacă o rază vine paralel cu axa optică principală, după refracție printr-o lentilă convergentă, ea trebuie să treacă prin focar. Ori în cazul nostru, ea ar merge mai departe ca și când ar veni din focar. Asta s-ar întâmpla în cazul unei lentile divergente, dar lentila noastră este convergentă, ceea ce înseamnă că D este desenul incorect. În E avem o rază care trece prin centrul optic al lentilei și știm că ea trece nedeviat, așa cum ne arată desenul. Deci, desenul care nu este corect este D. O lentilă cu distanța focală de 40 de centimetri formează imaginea unui obiect real cu înălțimea de 10 centimetri pe un ecran. Înălțimea imaginii este de 40 de centimetri. Y2, dimensiunea imaginii, este minus 40 de centimetri, pentru că dacă imaginea se formează pe un ecran, înseamnă că e reală și dacă e reală, e răsturnată. Se deplasează ecranul și obiectul până când înălțimea imaginii se micșorează de 2 ori. În ce sens și cu câți centimetri a fost deplasat obiectul față de lentilă? Păi avem 1 pe x2 minus 1 pe x1 egal cu 1 supra f și beta, mărirea liniară, este în primul caz y2 pe y1, adică minus 40 cm pe 10 cm, adică beta este minus 4. Dar în cazul lentilelor, beta este x2 pe x1. Și înseamnă că avem ecuația x2 pe x1 este minus 4, de unde îl putem exprima pe x2 ca fiind minus 4x1. Și acum, dacă revenim la prima ecuație, 1 pe x2, adică 1 pe minus 4x1, minus 1 pe x1 egal cu 1 supra f. Amplificăm aici cu minus 4 și vom avea 4 plus 1, 5 supra minus 4x1 egal cu 1 supra f. Și de aici rezultă că x1 este minus 5f supra 4. Și pentru că distanța focală e 40 de centimetri, am aici 40 pe 40, 10 ori 5, 50, x1 este minus 50 centimetri. Deci, în primul caz, obiectul se găsește la 50 de centimetri de lentilă. Acum, enunțul spune că deplasăm ecranul și obiectul până când înălțimea imaginii se micșorează de 2 ori. Dacă se micșorează de 2 ori, înseamnă că acum ea devine, să-i spunem, y2 prim, jumătate din cât era, adică minus 20 de centimetri. Putem să scriem din nou prima relație. 1 pe x2 prim minus 1 pe x1 prim egal cu 1 supra f. Am notat distanțele cu x2 prim respectiv x1 prim pentru că sunt altele decât erau în primul caz. Și beta, în acest caz, y2 pe y1 este, după cum vedeți, y2 prim. Așa l-am notat, minus 20 pe 10, adică este minus 2. și beta să fie beta prim. Și pentru că beta prim este x2 prim supra x1 prim, avem x2 prim egal cu beta prim înmulțit cu x1 prim sau x2 prim egal cu minus 2 x1 prim. Substituim în prima relație 1 pe minus 2 x1 prim minus 1 pe x1 prim este egal cu 1 supra f. Amplificăm cu minus 2. 2 cu 1, 3. 3 supra minus 2 x1 prim este egal cu 1 supra f. Și de aici rezultă că x1 prim este egal cu minus 3f supra 2. Și pentru că f este 40 de centimetri, e aceeași lentilă, 40 se simplifică cu 2 și 3 ori 20 este 60. Deci x1 prim este minus 60 de centimetri. Și pentru că x1 a fost minus 50 de centimetri, adică în primul caz obiectul se găsea la 50 de centimetri de lentilă, iar acum se găsește la 60, înseamnă că răspunsul corect este B. Obiectul a fost îndepărtat cu 10 centimetri de lentilă. Și acum termodinamică. Un caz ideal parcurge procesul ciclic din figură. Următoarele afirmații sunt adevărate. 1. Delta U 2, 3 egal cu 0. Transformările 2, 3 și 4, 1 sunt izoterme. E adevărat că ele nu arată așa cum suntem obișnuiți să arate o transformare izotermă, dar asta este din cauza că diagrama noastră este PT. Nu este o diagramă Clapeyron, nu este o diagramă PV. Dar atât transformarea 2-3, cât și transformarea 4-1 sunt pe diagramă perpendiculare, pe axa temperaturii, deci reprezintă transformări izoterme. Iar delta U este întotdeauna nu ori CV ori delta T. Și dacă transformarea 2-3 este izotermă, atunci delta T este 0, deci și delta U este 0. Așa că prima afirmație, delta U2,3 egal cu 0, este adevărată. A doua, V3 mai mare decât V4. Segmentul 3,4 face parte dintr-o dreaptă care trece prin originea acestei diagrame, ceea ce înseamnă că toate stările de pe acest segment reprezintă stări în care presiunea și temperatura sunt direct proporționale. P supra T constant. Și asta înseamnă că transformarea 3-4 este o transformare izocoră. Pentru că într-o transformare izocoră avem această relație. Și asta mai înseamnă că 2 e falsă afirmația, pentru că V3 este egal cu V4. 3. În procesul 4.1, volumul gazului scade. Așa cum am spus, transformarea 4.1 este izotermă și într-o transformare izotermă, P ori V este constant. În transformarea 4.1, presiunea crește, ceea ce înseamnă că volumul trebuie să scadă. Deci, e adevărat. 3 e o afirmație corectă. În procesul 4.1, volumul gazului scade. 4. În procesul 2.3, volumul gazului scade. În procesul 2.3, presiunea scade. Și dacă presiunea scade, înseamnă că volumul crește. Deci, a patra afirmație este din nou falsă. Un gaz ideal monoatomic efectuează transformările AB, respectiv AC, conform figurii alăturate, să se determine raportul lucrurilor mecanice efectuate în cele două transformări, adică L indice AB, supra L indice AC. Ca să putem face calculele, avem nevoie de presiunea în starea B, așa că observăm că segmentul AB reprezintă o transformare în care presiunea și volumul sunt direct proporționale. Și pentru că presiunea în starea B este deci proporțională cu volumul, iar volumul în starea B este de 2 ori mai mare decât în starea A, este 2V, după cum vedeți pe diagramă, înseamnă că presiunea în starea P trebuie să fie și ea de 2 ori mai mare decât presiunea în starea A. Deci presiunea în starea B este 2P. Și acum, pentru că avem o diagramă Clapeyron, avem o diagramă PV, putem calcula lucrul mecanic ca fiind numeric egal cu ariile de sub dreptele care reprezintă transformările. De pildă, pentru lucrul mecanic AB, avem aria colorată cu roșu, care are forma unui trapez dreptunghic, cu aria LAB egal cu baza mare este 2P plus baza mică care este P, deci 2P plus P, totul înmulțit cu înălțimea trapezului care este 2V minus V, adică V, și supra 2. Deci L indice AB este de 3 ori PV supra 2. Și acum lucrul mecanic efectuat în transformarea AC este numeric egal cu aria colorată în albastru. Și de data asta avem un dreptunghi care are baza 3V minus V, 2V și înălțimea P. Deci L indice AC este 2PV. Și atunci raportul care ne interesează este 3PV supra 2, supra 2PV. PV se simplifică și raportul LAB supra LAC are valoarea 3 pe 4. Aceasta este valoarea pe care o căutăm. Randamentul ciclului Carnot efectuat de un gaz având exponentul adiabatic gamma, care își mărește volumul de N ori în timpul destinderii adiabatice, este... Avem aici un ciclu Carnot și ceea ce ne spune enunțul despre acest ciclu este că în timpul destinderii adiabatice, adică în transformarea 2-3, volumul crește de N ori, adică V3 pe V2 este egal cu N. Randamentul ciclului Carnot se poate scrie 1 minus T2 pe T1, unde T2 este temperatura sursei reci și T1 este temperatura sursei calde. Dar pentru că noi avem un raport de volume, trebuie să ajungem cumva la volume. Așa că ne folosim de ecuația lui Poisson, care spune că într-o transformare adiabatică, P ori V la gamma este constant. Dar pentru că pe noi nu ne interesează presiunea, vom substitui expresia ei din ecuația termică de stare. Adică avem P ori V egal cu μRT, de unde rezultă că P este μRT supra V. Și atunci avem P ori V la gamma, adică μRT supra V înmulțit cu V la gamma este constant. Și pentru că nu și R sunt constante, ele pot fi înglobate în constanta noastră și obținem formula ecuației lui Poisson scrisă în funcție de temperatură și volum, care este T înmulțit cu V la gamma minus 1. V la gamma minus 1 egal constant. Și folosim această ecuație pentru transformarea 2-3, transformarea adiabatică 2-3. În starea 2 avem temperatura T1, temperatura sursei calde, și în starea 3 avem temperatura T2 și atunci putem scrie T1 înmulțit cu V2 la gamma minus 1 este egal cu T2 înmulțit cu V3 la gamma minus 1 și raportul T2 pe T1, care ne interesează pe noi, este egal, după cum vedeți, cu V2 pe V3 la puterea gamma minus 1. Dar V3 pe V2 este N, așa că putem scrie că T2 pe T1 este 1 supra N la puterea gamma minus 1. Și obținem în final, pentru formula randamentului, eta egal cu 1 minus 1 supra N la puterea gamma minus 1. Randamentul ciclului Carnot, în cazul nostru, are deci această expresie și asta înseamnă că răspunsul corect, varianta corectă de răspuns, este E, 1 minus 1 supra N la puterea gamma minus 1. Vă mulțumesc pentru atenție, succes în pregătire, la revedere!